Bună ziua! În acest videoclip vreau să vă arăt cum puteți să mulțiți Crăciunița sau să o faceți mai bogată. Deci, să începem. Aceste frunzișoare care dau din ramificații, puteți să rupeți din ea o frunzuliță, care vreți dumneavoastră. Sau, ia uitați, de aici puteți să rupeți. Da? Rupeți o frunzuliță din asta micuță. Puteți să rupeți și două. Eu de obicei am rupt câte una. Pur și simplu, o îndoiți, vedeți? Și apoi o puneți într-un vas cu puțină apă la înrădăcinare. Eu am să vă arăt cum am pus deja într-un bol cu apă și ia uitați dumneavoastră, au făcut rădăcinuțe. Vedeți? Eu am pus doar o frunzuliță și aceasta i-a dat în timp ce era la înrădăcinat. Puteți să rupeți și pasta care e nouă și o puneți separat. Ia uitați, am alta aici la fel. Vedeți că și asta de aici a făcut rădăcină pentru că a fost apă până aici și a stat și a făcut și aceasta, frunzulița a făcut și aceasta. Nu are importanță, puteți să o rupeți, uite așa, ia vedeți. Uite așa, nu are nimic, o băgați pur și simplu în pământ și pe aceasta... Și pe aceasta, cum vreți dumneavoastră, da? Așa, haideți să vă arăt cum le-am făcut eu. Ia uitați dumneavoastră, eu. Pot să băgați și, și fără să le țineți la înrădăcinat frunzulița pur și simplu în pământ, dar este mai sigură această metodă. Adică, după ce au făcut rădăcini, o puneți pur și simplu la baza pământului. Așa și ia uitați. Și ea rămâne. Asta ca să faceți mai bogată Crăciunița. Uite așa. Ia vedeți, da? Deci a fost la înrădăcinat. Și apoi, unde vreți dumneavoastră? Unde vedeți că mai sunt goluri? Unde vedeți că mai sunt goluri? Faceți o găurică mică în pământ și ia uitați. Ce mai trebuie să o mai învârtiți dumneavoastră spre lumină? Ca vedeți că frunzele ele se duc înspre direcția luminii. Eu mai învârt când o am aici în fereastră, apoi o pun pe masă, nu e problemă. Dar am vrut să vă arăt cât de simplu o înmulțiți. Și o faceți și mai bogată. Pur și simplu. Ia uitați, acum am altă. Asta am rupt-o că v-am arătat că erau două și avea rădăcină și asta. Și numai bine, am să o pun și pasta la fel, ca să fie mai bogată. Vedeți? Da? Uite așa, uitați. Am pus-o aici. Da? Care vedeți că e vârful mai mare la ea? Puteți? Uitați cum fac eu. Ăsta e mai mare. Îl rup de aici. Ia uitați. Și îl pun într-un vas cu apă. Până aici apă. Da? Eu le-am pus și când am că uit de ele și am pus într-un vas de era apă până aici. Nu era niciun fel de problemă. Dar important este să facă rădăcini, că altfel o prindeți mai repede, sunteți mai siguri că se prinde. Eu aceasta am avut-o câteva frunzulițe și ia uitați ce frumos s-a dezvoltat.
Așteptăm. Aici mi-a picat mie și a rămas. Nu s-au mai aranjat ele. Și acum când rămâne mai... ia uitați, eu deja am pus aici niște frunzulițe. Și o să dea și o să se facă bogată și pe partea asta, da? Ia uitați. Deci așa le băgăm în apă. De unde s-a rupt? De aici băgăm în apă. Și uite, așa le înmulțim și așteptăm să facă și floare. Eu vă pup și sper că v-am ajutat cu această informație.